În această lună, Muzeul Municipal din Câmpul Lung omagiază una dintre cele 7 arte ale lumii, și anume sculptura. Astfel, iubitorii de artă pot admira la secția de istorie o lucrare a sculptorului mușcelean Dimitrie Mirea. Piesa reprezintă bustul unei femei, Maria G. de Mirea, soția fratelui său, pictorul George Mirea, un alt artist câmpulungean. Blocul de marmură din care este realizată sculptura a fost adus din Italia în anul 1928. Sculptorul mușcelean Dimitrie Mirea și-a început activitatea în anul 1897, studiind la prestigioase școli din București, München și Paris. Între 1909 și 1913 a predat sculptura și modelajul la Școala de Arte Frumoase din Iași, mai apoi transferându-se la Școala de Arte Frumoase din București. Lucrările sale au putut fi admirate la acea vreme atât în țară cât și la numeroase expoziții internaționale, fiind distins în anul 1929 la Barcelona cu diploma de onoare pentru activitatea în domeniul sculpturii. Obiectul lunii aprilie la Muzeul Municipal Câmpul Lung este reprezentat de bust de femeie, aparținând sculptorului Dede Mirea, sculptorul mușcelean, unul dintre cei mai cunoscuți, cea mai cunoscută personalitate locală, a realizat această sculptură în 1928 și o reprezintă pe soția fratelui său, pictorul G. de Mirea. Este realizată din marmură arbă de Carrara, din Italia. Sculptura a fost făcută tocmai pentru a imortaliza trăsăturile cumnatei sale, dar și pentru a prezenta această lucrare în cadrul unor expoziții. În 1929 este decernat premiul internațional la Salonul de la Barcelona pentru întreaga activitate a acestuia. Vizitatorii pot urmări obiectul lunii, îl pot admira în cadrul sălii de artă de la Muzeul Municipal de Istorie Câmpul Lung. Pe lângă această lucrare impresionantă, se mai pot evidenția și alte lucrări, precum păstor, cosaș, la fântână, încărcător în port, toate statuete în bronz din anul 1913, Mărășești, 6 august 1917, bust de copil și puțin repaus, statuete din bronz din anul 1926. Pentru noi, Dimitrie Mirea rămâne o figură de neînlocuit, deoarece este un mare artist din cetatea lui Negru Vodă ce nu trebuie lăsat în trecut.